Lucrările de modernizare ale ambulatoriului din Petrila sunt aproape de finalizare. Proiectul de modernizare a ambulatoriului are o valoare totală de aproape 10 milioane de lei, din care 7 milioane și jumătate finanțare nerambursabilă de la UE, iar la final aici vor funcționa cel puțin 15 cabinete medicale și 5 laboratoare. Ambulatoriu am mai prelungit cu o lună lucrările de la partea de construcții și 100% le vom finaliza. Suntem în evaluare cu partea de aparatură și dotarea ambulatoriului și va trebui să organizăm licitație pentru mobilierul din ambulatoriu. În orice caz, în jurul sau până la sfârșitul semestrului 1 din acest an, vrem să punem în funcțiune și să dăm în folosință acest ambulatoriu. Și vis-a-vis de acest lucru am făcut apel și în revista Viața Medicală și peste tot și prin televiziunile și prin mass media, legătură cu prezentarea medicilor la cabinetele de specialitate respective. Ilie Păducel, primarul orașului Petrila, spune că va construi un bloc pentru medicii care ar urma să vină aici și a dat anunțuri la revista de specialitate medicală ca să atragă medici.